Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Un bărbat de 38 de ani, agent de pază al unui magazin de pe bulevardul Decebal din Capitala, a fost snopit în bătaie de un grup de tineri. Incidentul a fost înregistrat ieri seara. Apelul la 112 a fost făcut chiar de victimă, iar la fața locului a intervenit un echipaj al batalionului de patrulare, dar și o ambulanță. PR managerul centrului comercial, Cristina Ramă, spune că astfel de cazuri sunt des întâlnite în parcarea magazinului. Ce au declarat pentru Orizont TV reprezentanții poliției care investighează cele întâmplate, vedeți din reportaj. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Un agent de pază a fost lovit de mai multe ori cu un ciocan de către un adolescent ieri, 12 iulie, la un hipermarket de pe bulevardul Decebal din sectorul botanic al Capitalei. Poliția susține că agentul de pază ar fi făcut observație unui grup de adolescenți care perturbau ordinea publică în parcarea hipermarketului. Ulterior a încercat să-i alunge și l-a apucat de ghidonul bicicletei pe unul dintre minori, iar acesta a scos un ciocan și l-a lovit de mai multe ori pe bărbat peste diferite părți ale corpului. Poliția a fost sesizată aseară în jurul orei 19:40 din minute, apelul fiind făcut de către un bărbat care a comunicat că a fost agresat de către un grup de tineri în parcarea unui magazin amplasat pe bulevardul Decebal din sectorul botanic al Capitalei. Polițiștii ajunși la fața locului au fost întâmpinați de către solicitant, bărbat de 38 de ani, care a comunicat că activează ca agent de pază și observând un grup de tineri care fac gălăgie, s-a apropiat să le facă observație. În acel moment, tinerii au început să dea dovadă de un comportament agresiv, mai spune șefa serviciului de presă al Poliției Capitalei. Unul din ei, cu un ciocan, a aplicat mai multe lovituri pe suprafața corpului bărbatului. Bărbatul a avut nevoie de îngrijire medicală fără a fi transportat la spital și spitalizat. Totodată, agentul de pază a fost trimis la centrul de medicină legală pentru a-i fi stabilită gravitatea rănilor, mai comunică Natalia Stati. Am contactat pentru mai multe detalii și PR managerul centrului comercial, Cristina Ramă. Potrivit ei, astfel de cazuri sunt des întâlnite în parcarea magazinului. Din păcate, nu suntem la primul incident înregistrat, parcările devenind un punct atractiv pentru tinerii care își dau întâlnire acolo. În acest caz, agentul de pază a atenționat adolescenții să nu perturbeze ordinea publică și, pentru că se aflau în preajma automobilelor parcate, să nu distrugă bunurile clienților. În urma acestui incident, vom solicita de la firma de pază să dotăm agenții de pază cu butonul de panică mobil, iar timpul de reacție a grupei operative să fie mai scurt. Cazul este în continuare investigat de poliție pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs. La 2 săptămâni de la dublul omor de pe aeroport, premierul promite decizii dificile, dar necesare. Dorin Recea nu a precizat despre ce măsuri ar fi vorba, dar a spus că aceasta vor fi cunoscute peste 2 zile. Evident, acțiunile care s-au întreprins imediat după incident au consolidat securitatea în aeroport. Dar vineri la ora 3 vom avea o ședință cu toate instituțiile și acolo va trebui să luăm niște decizii, chiar dacă dificile, dar absolut necesare. Șeful cabinetului de miniștri a precizat că a analizat rapoartele ce vizează tragedia de la aeroport și a apreciat faptul că sistemul de identificare a riscurilor a funcționat și faptul că patrula de poliție din aerogara a intervenit rapid, reușindu-se astfel să se prevină o eventuală luare de ostatici. De asemenea, guvernul a aprobat decizia prin care acordă ajutoare familiilor polițistului de frontieră și ofițerului de securitate omorâți la 30 iunie la aeroport. Apropiații lor vor primi câte 1 milion de lei. În data de 30 iunie, cetățeanul Tadjikistanului Rustam Mashurov a împușcat mortal 2 ofițeri moldoveni după ce i s-a refuzat intrarea în țara noastră. Este vorba de un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară. Mashurov era căutat de autoritățile din Tadjikistan pentru participarea la răpirea prim vicepreședintelui unei bănci locale. La 3 zile de la tragedie, el a murit. Procuratura a intentat dosar penal pentru omor în circumstanțe agravante. De asemenea, Procuratura Generală
Vamal a inițiat un proces penal pentru a verifica neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către persoanele implicate în asigurarea securității persoanelor aflate la aeroportul internațional Chișinău în 30 iunie 2023 a obligațiunilor de serviciu care au rezultat în decesul a două persoane. La câteva zile de la tragedie, securitatea pe aeroport a fost întărită, au anunțat autoritățile, acolo fiind văzuți de către pasageri angajați cu arme de foc și veste antiglonț. Poliția de frontieră a rămas fără un automobil de serviciu, mașina ars în totalitate. Potrivit instituției, în urma incidentului, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, incendiul a avut loc ieri în jurul orei 21, în timpul unei misiuni de serviciu în raza localității Bulboaca, raionul Briceni. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri pentru lichidarea focului care a cuprins autospeciala. Specialiștii desfășoară cercetări. Cauza și circumstanțele izbucnirii flăcărilor urmează a fi stabilite. Salvatori și pompieri din 6 țări au venit în Republica Moldova pentru a simula acordarea asistenței în caz de inundații majore, incendii și accidente chimice, radiologice, biologice și nucleare. Instruirea va avea loc în cadrul exercițiului de teren pe scară largă EuroMed React 2023, iar echipele participante din Cehia, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Ucraina au intrat în această dimineață în țara noastră prin vama Leușeni. Potrivit IGSU, în perioada 12-14 iulie, 147 de salvatori și pompieri străini vor asista non-stop angajaților inspectoratului în acest exercițiu, care este o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană, ce urmărește scopul de a îmbunătăți capacitățile forțelor protecției civile împotriva amenințărilor chimice, radiologice, biologice și nucleare, dar și a dezastrelor naturale, și alinierea Moldovei și Ucrainei la mecanismul Uniunii Europene de protecție civilă. În prima săptămână după desființarea brevetului pentru comerțul cu amănuntul, în legătură cu cerința de a trece la alte forme de activitate antreprenorială, piețele din capitală au fost vizibil goale. Potrivit comercianților cu care am discutat, nu toată lumea a acceptat noile reguli și în cele din urmă a încetat să lucreze. Totodată, după cum a spus ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba pe pagina sa de socializare, conform datelor sale, peste 400 de titulari de brevete au trecut deja la o nouă formă de activitate. La rândul său, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a declarat în cadrul audierilor desfășurate în Comisia de Profil că reforma a fost realizată atât în interesul antreprenorilor, cât și al consumatorilor. Mai multe despre asta în reportajul ce urmează. Echipa de filmare Orizont TV a vizitat unele dintre piețele capitalei, unde a discutat cu vânzătorii despre anularea patentei de comerț cu amănuntul. Potrivit interlocutorilor noștri, unii dintre colegilor în continuare se împotrivesc schimbării. Oamenii care nu vor să treacă la altă formă de activitate au plecat. Iată, toți vecinii mei, tarabele sunt goale, au plecat. Doar din rândul nostru, 8 persoane au plecat, timp de 2 luni, doar din rândul nostru. Și asta încă aparatele de casă nu au fost introduse. Cu aparatul de casă nu sunt de acord, pentru că noi suntem în vârsta noastră care o avem și noi nu suntem de acord. Noi, pensionarii, suntem categoric împotrivă. Foarte multă lume rămâne fără lucru, foarte multă. Aici mulți au peste 60-70 de ani, unii chiar 85, văd prost, au deja probleme cu memoria. Pe 10 iulie, pe platforma Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, au avut loc consultări publice cu privire la problemele tranziției patentarelor la o nouă formă de activitate antreprenorială. După cum a declarat
declarat la întrevedere președintele Comisiei Radu Marian, reforma este în interesul antreprenorilor pentru că va oferi cadrul necesar pentru o activitate mai transparentă și cu mai puțină raportare. De asemenea, este în interesul consumatorului pentru că va primi bonul de casă și va putea să-și protejeze drepturile. La aceeași ședință, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a spus că unii patentari își schimbă atitudinea și încep să treacă la o nouă formă de activitate. 400 de oameni deja au actele în regulă de activitate independentă, pot lucra legal mai departe, cu aparat de casă, cu tot. Aproape 40 de solicitări de compensare a costurilor, aparat de casă în mare parte, sunt la ODA și săptămâna asta o să fie transferați banii pentru a compensa aceste cheltuieli. Conform datelor administrației întreprinderii municipale Piața Centrală, prezentate la consultările publice, din cei 380 de patentari de acolo, circa 210 deja au trecut la activitatea independentă. Aproximativ 40 au înființat societăți cu răspundere limitată sau întreprinderi individuale. Amintim că, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Serviciului Fiscal de Stat, în Republica Moldova, până la data de 1 iulie, erau 4.000 de patentari. Începând cu 1 iulie, antreprenorii nu pot activa în baza patentelor și sunt obligați să treacă la aparatele de casă dacă acceptă tranziția la activitatea independentă. 31 august este data limită până la care vor fi oferite compensațiile de până la 10.000 de lei promise de Ministerul Economiei comercianților cu amănuntul, care trec la altă formă de activitate. Ministrul Alaiba a scris pe pagina sa de Facebook că suportul financiar pentru acoperirea cheltuielilor de îmbunătățire condițiilor de muncă poate fi solicitat de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Amintim că deținătorii de patente s-au arătat nemulțumiți de decizia de interzicere din 1 iulie a patentei de întreprinzător și au cerut anularea acesteia la proteste. Intoxicație în masă la o tabără privată de vară din capitală. 30 de copii au ajuns la spital cu salmonela după ce au mâncat carne și paste la cantină, a anunțat ieri Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Focarul a fost înregistrat la începutul lunii iulie. Potrivit ANSA, verificările au arătat că tabăra funcționa cu grave abateri de la normele sanitare, astfel că în urma controalelor și-a asistat temporar activitatea. ANSA anunță că inspectorii agenției au efectuat un control inopinat la tabăra de vară după ce au fost sesizați la începutul lunii iulie cu privire la un focar de toxinfecție alimentară. În procesul de verificare au fost prelevate probele de la bucate, o parte preparată în bucătăria proprie a taberei și o parte recepționată de la o companie. Supus analizei a fost și materie primă din care era pregătită mâncarea pentru copii. Potrivit primelor rezultate de laborator, a fost detectată prezența bacteriei salmonella în probă de tăiței cu ou și în proba de piept de pui, produse utilizate ca materie primă pentru prepararea bucatelor destinate copiilor. În rezultatul controlului s-a constatat că tabăra activa în lipsa autorizației sanitar-veterinare de funcționare pentru unitatea de alimentație publică și în lipsa permisului de funcționare a taberelor cu sejur de zi. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru prestarea serviciilor de catering nu avea nicio companie care asigura o parte a bucatelor preparate. ANSA anunță că nu existau condiții pentru transportarea produselor și niciun meniu model, iar unele bucate erau interzise copiilor. În plus, nu existau condiții igienice de preparare a bucatelor la blocul alimentar, iar achiziționarea produselor alimentare de la unitatea de catering se făcea în lipsa documentelor ce confirmă siguranța și calitatea produselor. Prin urmare, în urma neregulilor, atât tabăra cât și firma care asigura o parte a alimentelor și-au sesizat temporar activitatea după ce au fost și amendate. Cu referire la acest subiect, Primăria Chișinău a precizat că s-a întâmplat la o tabără privată și nu la una din subordinea Direcției Municipale Educație, dar că s-a autosesizat și a inițiat o anchetă proprie pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs intoxicația copiilor și de a identifica eventuale nereguli sau încălcări ale normelor de siguranță alimentară. În același timp, administrația publică locală afirmă că grupul de copii intoxicați se află la spitalul de boli contagioase, iar starea lor de sănătate este satisfăcătoare. Același lucru ni l-a spus și conducerea spitalului și a adăugat că majoritatea micilor pacienți vor fi externați diseară. În cadrul instituției au fost spitalizați 22 de copii.
toți au fost cu semne de balderei căcut, cu febră, cu vomă, cu diaree. Deci toate semne pentru balderei căcut, la moment, practic, toți se pregătesc pentru externare și starea generală lor este satisfăcătoare. Am încercat să luăm legătura cu tabăra de vară la care s-au intoxicat minorii, însă nimeni nu a răspuns la telefon. Amintim că acum o zi, 5 copii care își petrec vacanța la o tabără de vară din raionul Soroca s-au adresat la medic cu dureri de burtă și vomă. Mai mulți părinți s-au plâns că aceștia manifestă simptomele unei intoxicații alimentare. Cazul s-a produs la scurt timp după deschiderea taberei de vară. Conducerea taberei a declarat pentru portalul local Observator de Nord că minorii s-au otrăvit după ce ar fi consumat alimente interzise zise aduse de părinți. În același timp, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a declarat pentru aceeași sursă că au fost prelevate mostre de la mâncare servită de la tabără, iar rezultatele urmează să fie gata în decurs de maxim 2 zile. Conducerea taberei a mai afirmat că puștii au fost supuși tratamentului medicamentos, iar acum starea lor de sănătate este bună. Comisia Națională de Examen a aprobat centrele de bacalaureat și Centrul Republican de Evaluare și de Examinare a Contestațiilor în sesiunea suplimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, sesiunea suplimentară va avea loc în perioada 17-21 iulie. La aceasta s-au înscris peste 3.000 de candidați care vor susține testele în 14 centre de bac. Examenele se vor desfășura conform următorului orar. În 17 iulie, limba și literatura română pentru alolingv. Pe data de 18, limba de instruire, pe 19, limba străină, pe 20, disciplina de profil și pe 21 iulie, disciplina la solicitare. Lucrările vor fi verificate în perioada 18-25 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bac la 26 iulie. Candidații vor putea depune contestații în 26 și 27 iulie, iar rezultatele finale vor fi anunțate în ultima zi a lunii. În acest an, după sesiunea de bază, rata de promovare totala examenului de bacalaureat a fost de 68,76%, cu 0,45 puncte procentuale mai mult comparativ cu sesiunea de anul trecut. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de peste 13%, potrivit Biroului Național de Statistică. Prin comparație cu mai curent, prețurile medii de consum s-au redus cu 0,5%. De la începutul anului, însă, acestea au crescut cu 4,4%, iar din iunie anul trecut și până în iunie curent au avut un avânt de 13,2%. Statistica arată că prețurile medii de consum în luna iunie 2023 față de luna mai 2023 s-au redus cu circa 0,5%. Cel mai mult în ultima lună s-au ieftinit legumele, ouăle de găină, uleiul vegetal, zahărul, laptele și produsele lactate. Pe de altă parte, fructele s-au scumpit cu aproape 7%. În același timp, prețurile medii de consum la mărfurile nealimentare în luna iunie 2023 față de luna mai 2023 s-au majorat cu circa 0,2%. Încălțămintea s-a scumpit cu 0,4%, iar confecțiile, medicamentele și materialele de construcție cu câte 0,3%. În perioada raportată s-au ieftinit gazele naturale cu 29,3% și s-au majorat prețurile la servicii de alimentație publică cu 1,7%. Totodată, de la începutul anului curent, produsele alimentare, nealimentare și serviciile s-au scumpit cu 4,4%. În cazul primei categorii este vorba de o creștere de 4,2%, a doua cu 1,5% și a treia cu 9,4%. Într-un an însă, adică din iunie 2022 și până în iunie 2023, creșterea este de peste 13%. Prin urmare, Republica Moldova, în iunie 2023 față de luna mai 2023, înregistrând o deflație cu 0,5%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia, unde era de 3,9%, Slovenia cu 1,4%, Macedonia cu 1%, Croația și Estonia cu câte 0,9% și respectiv 0,7%. O minge de foc a luminat marți seară cerul României și a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut că este vorba despre un avion cu probleme tehnice. De fapt, a fost un meteorit care s-ar putea să fi căzut în Bulgaria, au anunțat aceștia mai târziu. Potrivit presei de peste Prut, autoritățile de la Sofia au declarat că în regiunea Vidin s-a auzit un bubuit puternic. Echipe de poliție au fost trimise imediat în zonă pentru control. Nu există informații care să facă referire la persoane rănite, incendii sau paguri.
probe materiale, scrie 24, care adaugă că, potrivit autorităților române, citate de presa din Bulgaria, este posibil ca meteoritul să fie explodat în aer. Pe rețelele de socializare, sute de oameni au raportat că au văzut o lumină strălucitoare pe cer și au auzit un bubuit puternic. Verificarea este în curs. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații, vă aștept la ora 16:45. O zi frumoasă!